Iată-ne, fraților, ne regăsim după știrea bombă de la miezul nopții, știre primită după meciul dintre FCSB Primavera și coloana unei echipe de tradiție din Craiova, cum că patronul FCSB-ului l-a numit pe Marius Șumudică noul antrenor, începând cu sezonul viitor al echipei, bineînțeles înlocuindu-l pe secundul de drept, Toni Petrea, care cu o răbufnire de orgoliu nemai întâlnită până acum în mandatul său, a anunțat că nu-și mai dorește să continue postul de antrenor secund, bineînțeles, pe banca echipei, și lăsând, bineînțeles, locul unui alt tehnician să vină să preia un rol până la urmă decorativ, pentru că știm foarte bine din ce a spus patronul FCSB-ului, la el sunt hățurile. Ei bine, în intervenția la emisiunea lui favorită de televiziune, Gigi Becali spunea că l-a invitat pe Șumudică pe la el, pe la palat. Șumi avea o datorie de 10.000 de euro la el, cineva din familie, în fine. Ei, și mai în glumă, mai în serios, au spus că de ce să nu-i stingă datoria din noul contract de antrenor de la FCSB pentru Șumi, și Gigi s-a gândit mai bine de ce nu. Chiar ar fi o idee, adică ce s-ar putea întâmpla? Mai rău decât să pierzi al șaptelea titlul ăla în an, n-ai putea să faci. Cum ar fi chiar să pun un antrenor? Ei bine, au spus că s-au înțeles, s-au bătut palma, un contract pe 3 ani, 20.000 pe lună, cu posibilitatea de a urca la 25.000 odată ce FCSB intră în grupele Conference League, de unde se pare că vor veni undeva la 10 milioane de euro, dacă vor avea succes în această competiție, probabil să iasă în primăvară. Ei bine, toate bune, și Șumudică a intrat la altă televiziune de sport din România și a anunțat că este în discuții avansate cu o formație din România. Bineînțeles că apoi a continuat și a spus că FCSB s-a supărat pe Rapid pentru că după promovarea giuleștenilor nimeni nu i-a dat un telefon, nu i-a făcut nimeni o ofertă, măcar simbolică, nu s-a gândit nimeni la el, că nu e corect, că el e Rapid convins că suferă pentru club, dar nimeni nu se gândește la el. Așa că de ce să nu semneze cu FCSB? Este o șansă, are o foame fantastică de trofee, vrea să revină pe bancă și ar putea lucra și cu Gigi Becali. Ei bine, Gigi a zis că buletinul lui Șumudică este la argăseală, se face contractul și a doua zi, gen astăzi, ar urma ca Șumi să primească contractul și să semneze oficial ca și nou antrenor al FCSB-ului din sezonul viitor, bineînțeles. Toate bune și frumoase. Dimineața Gigi, bineînțeles, se trezește, se duce la biserică, apoi este asaltat de reporteri și reporterițe, întrebându-l care mai este stadiul discuțiilor cu Marius Șumudică, dacă acesta a semnat cu FCSB, cum se vehicula seara precedentă. E bine, Gigi nu a avut noutăți ce să ofere la aceste întrebări, dar Șumudică foarte, foarte discret, foarte secretos, a spus că s-a deplasat la Constanța pentru ziua cuiva, se pare absolut corect, și va lua o decizie împreună cu stafful său. Staff format din, cât știu, trei antrenori și ceva patru antrenori, că unul dintre ei este antrenor cu portarii, preparator fizic și așa mai departe. Ceea ce mi se pare total corect. Bineînțeles, ai stafful tău, te duci peste tu cu ei, colaborați. E bine, apoi a ieșit la iveală că Gigi Becali și Marius Șumudică nu s-au înțeles tocmai din această privință, că Gigi Becali îl vroia doar pe Șumudică, Marius Șumudică voia să vină doar cu propriul staff, iar practic negocierile au eșuat acolo. Bineînțeles, Gigi vrea stafful lui, oamenii în interior, știți foarte bine, Marius Șumudică lucrează doar cu propriul staff, ceea ce mi se pare corect. Ca și antrenor profesionist trebuie să ai oameni în care ai
încredere oarbă, să zic așa, pe care te poți baza, știi, cunoști foarte bine, ei te cunosc la rândul foarte bine, știu cum lucrezi, ce îți dorești. Și iată negocierile și practic telenovela Marius și Modica la FCSB se încheie așa. Ambele rânduri de suporteri, cei rapidi și cei steliști, pot să stea liniștiți pentru că nu se va mai face, dar asta nu ne oprește pe noi, fraților, să încercăm să facem acest experiment, gen ce ar face Marius și Modica la FCSB. Ne vom folosi de match engine-ul de la Football Manager 2021. Să facem această simulare, îi dăm, bineînțeles, contract pe 3 ani, aceeași sumă pe lună, cum a negociat cu Gigi Becali, și să vedem cum s-ar prezenta Șumi la cârma echipei. Acum, vedem, dacă vreți, înainte să aflați rezultatul, puteți să scrieți în comentarii ce credeți că ar face Șumi la FCSB. Bineînțeles, în joc, Gigi Becali nu poate să trimită schimbările sau să sune de pe bancă sau să se implice la echipă, așa că Șumudică ar avea mână liberă, cu atât mai mult ar trebui să facă treabă, dar o să vedem împreună. O să facem simulare pe 3 ani, asta în cazul în care Marius Șumudică chiar va rezista 3 ani pe banca FCSB-ului. Dar da, haideți în joc, haideți să vedem ce s-a ales de Marius Modică la FCSB. Iată-ne, fraților, ne aflăm în joc 15 iunie 2021, echivalentul la finalului primului sezon în România și, bineînțeles, și în Europa. O să vedem cum s-a descurcat Șumi în primul sezon la FCSB, dacă mai este încă antrenor. Marius Modică, manager Steaua București, de ce încă este acolo? Atât de rău nu cred că s-a descurcat. Haideți să vedem totuși Steaua cum s-a descurcat cu Șumei pe bancă. E bine, vedem, a terminat pe 3 campionatul, bineînțeles play-off-ul, un parcurs în play-off cu 3 victorii, 3 egaluri și 4 înfrângeri, golaveraj minus 1. Tăchindia Târgoviște a terminat pe 2, fabulos, Craiova campioană, asta nu vezi decât în joc. CFR-ul la egalitate cu FCSB, dar termină pe locul 4. Totuși scrie că Steaua a prins Europa Conference League, să vedem și cum. Să vedem totuși ce a fost în sezonul regulat. E bine, a terminat pe 2 FCSB sezonul regulat, a 11 puncte în spatele Craiovei, destul de departe. Sunt surprins că Marius Modică este încă antrenor. E bine, vedem și în Europa. A trecut primul tur, a bătut în deplasare pe FC Kukesi. Și apoi a fost eliminat de FC St. Gallen pe teren propriu. Parcurs practic dezastruos. A ieșit în al treilea tur preliminar al Europa League. Foarte, foarte slab. În Cupa României a eliminat Farul, a eliminat Mioveniul și a fost eliminat de Clinceni la penaltiuri. Fabulos. Fabulos. Emilia a câștigat Supercupa României tot la penaltiuri, după ce Florin Tănase a marcat în meci, dar a ratat penalti. Deac și Camura au ratat pentru Clujeni. Așa, deci a luat totuși un trofeu, Supercupa României. Și iată, a jucat play-off pentru calificarea în Conference League, play-off câștigat împotriva UTEI 2-1 în deplasare. Bine, UTA a avut om eliminat după 12 minute. E bine, un sezon mixt, cel puțin mixt. Nu a câștigat campionatul, nu a câștigat Cupa României, a câștigat Supercupa României, ce-i drept. Și nu a făcut absolut nimic în Europa. Sincer să fiu, sunt surprins că nu a fost înlocuit deja. Foarte surprins că nu a fost înlocuit. Haideți totuși să vedem ce transferuri a făcut Șumi pe banca FCSB-ului. E bine, astea nu sunt transferuri recente. Astea sunt toți jucători de care erau la FCSB. Asta înseamnă că nu a făcut niciun transfer. A plecat cineva, au plecat
patru oameni, dar nu este niciun jucător senior, sunt jucătorii, da, sunt jucători tineri. Bine, fără transferuri, iată, interesantă decizia lui Gigi și a lui Shumi, bineînțeles. Un sezon mi se pare ratat, totuși. Sezon complet ratat. Ca și în realitate, de altfel. Da, surprinzător, surprinzător, mă așteptam la mai bine. Să vedem totuși primul și ultimul 11. E bine, a început cum nu se putea mai bine. A bătut Dinamo în derby de România, în prima etapă, în deplasare. A început în 4-3-3. Coman, Vucu, Siciolaru, Moruțan, Tănase, Simion, Crețu, Cristea, Miron, Radunovic, Straton în poartă, iată, foarte interesant. Buziuc a intrat pe bancă și a marcat golul victoriei. Și ultimul meci în play-off-ul cu UTA. A schimbat la 4-2-3, unde ce a schimbat sistemul între timp. Bineînțeles, dacă nu a mers. Crețu, Nedelcu, Crista, Radunovic, Popescu, Waida, Vână, Ion, Buziuc, Vukosic, Vlad în poartă. Din ce în ce mai rău. Sincer, din ce în ce mai rău. Arată FCSB cu Shumi pe bancă. Să vedem cei mai buni jucători în acest sezon. George Miron, urmat de Florin Tănase, care iată va pleca de la FCSB, s-a înțeles cu Al Garafa, bineînțeles. Liber de contract va pleca Tase, foarte tare. Iulian Cristea, Vali Crețu, Octavian Popescu, iată s-a făcut remarcat cu 8 goluri, 6 asisturi. Ronel Coman, 9 goluri, 5 asisturi, destul de subțire. Ante Vukosic, 14 reușite, iată Adrian Petre, la UTA a marcat 15 goluri, mai mult decât au marcat jucătorii FCSB-ului. Da, nu a ieșit nimeni cu adevărat în relief. Nu a explodat nimeni și iată, îl pierd și pe Florin Tănase pe gratis, practic. E bine, o să mergem la sezonul 2, fraților. Iată-ne, de data asta suntem în iunie 2022, la finele celui de-al doilea sezon. Să vedem dacă Shumi încă este pe banca Stelei. Și da, încă rezistă. Încă rezistă. Vedem ce sezon a avut FCSB în acest an. Iată campioană. Shumi reușește să ia campionatul în al doilea sezon. 3 puncte peste CFR Cluj, 6 peste Craiova. Campionatul regulat câștigat tot de FCSB cu 4 puncte peste Craiova. Iată, Shumi aduce campionatul până la urmă, cu toate că i-au trebuit 2 sezoane să facă acest lucru. Să vedem totuși în Europa, dezastru, în Europa Conference League, eliminat de Jagiellonia Białystok din Polonia, unde joacă, da, Bogdan Țiru chiar a marcat împotriva FCSB-ului. Păi gândesc că 1-1 deplasare, un rezultat foarte bun, apoi să pierzi 3-1 pe teren propriu. Chiar a fost 3-0 la pauză, absolut dezastruos. Iată, au început campionatul în al doilea an, exact cum au început pe primul, victorie la Dinamo. Acum nu mai putem să mai vedem, așezarea, dar avem aici primul 11 cu Vlad, Crețu, Cristea, Miron, Panțiru, Popescu, Berianu, Bărbuț, Moruțan, Popescu, Coman și Olaru de pe bancă. Iată, tot un 4-2-3-1 pare. Da, este 4-2-3-1. În Cupa României au ajuns, fost terminați de CFR Cluj în semifinală. Da, n-au reușit să câștige. Au pierdut pe teren propriu și au făcut doar egal la Cluj. Sezon bun din punct de vedere al faptului că au câștigat campionatul în sfârșit, după o pauză de 7 sezoane. Ăsta ar fi fost al 8-lea. Dar Cupa României n-au reușit nici măcar să joace finala, iar în Europa, dezastruos, nici măcar în grupele Conference League n-au reușit să pătrundă. Să vedem transferuri ce a făcut Shumi. Cristi Bărbuț venit de la Craiova pe gratis. Cristi Bărbuț e valoat la 1.300.000 acum și
A jucat 25 de meciuri, a marcat 4 goluri și a dat 2 pase de gol. Destul de slăbuți totuși. Cine a plecat? A plecat tot Adrian Popescu la Juventus pe 2 milioane bani în jos și 6,5 milioane probabil în funcție de performanțe prin bonusuri. Iată, Octavian Popescu împrumutat de Juventus la Hertha Berlin, este deja evaluat la 13 milioane. 9 selecții la națională, deja 4 goluri la 19 ani. Octavi Popescu probabil va face carieră. A jucat și deja 27 de meciuri pentru Hertha. A marcat 2 goluri, a dat un assist. Este greu, este greu. Dar, da, destul de bine. A luat apoi foarte bine, a luat destul de mulți bani pe jucători tineri, Constantinescu, Bolohan, Natolu, Sălăjean, probabil jucători de la Academie, și a scăpat de principalul suspect, Dragoș Nedelcu, care chiar a rezolvat meciul de aseară dintre FCSB Primavera și Clona Craiovei. Dragoș Nedelcu a pausat la adversar, bineînțeles, pentru că nu reușea Craiova să marcheze. A fost eliberat, a semnat cu Sfântul Gheorghe Șepși, iată, pe un preț de nimic. Toma Niga a plecat și el și mai mulți jucători, de care și Adi Petre, Florin Tănase, au fost pierduți gratuit. Mai bine în acest sezon pentru Șumiș, pentru FCSB, a reușit să câștige campionatul. Cei mai buni jucători din nou, Iulian Crista și George Miron în centrul defensivei. Florinel Coman de data asta a marcat 14 goluri, mult mai bine decât anul trecut. Robert Ion, iată, revenit după împrumut, a marcat 11 goluri, Moruțan cu 10, dar 8 pase de gol. Răzvan Oaid are și el 7 pase de gol. Mai bine. Da, mai bine. Se pare că își va duce contractul la bun sfârșit, cel puțin Șumudică. Destul de surprinzător, pentru că la ce prim sezon a avut, nu cred că mai rămânea la FCSB, nu cred că mai rămânea el ca și antrenor, nu neapărat să-l fi dat Gigi afară. E bine, mai avem un singur sezon de simulat, haideți să vedem ce ar face și Șumudică în ultimul sezon la FCSB. E bine, fraților, iată-ne 1 iulie 2023, o singură zi după ce contractul lui Șumudică a expirat la FCSB, și vedem aici prima știre. Ne așteaptă a pleca de la cârma echipei la finalul contractului. El a luat decizia să plece. Steaua era bucuroasă să-i ofere prelungirea. E bine, Șumi a considerat că 3 ani în umbra lui Gigi îi ajung pentru o viață. Hai să vedem cum a arătat FCSB în ultimul an cu Șumi la cârmă. Pe 14 nu are cum, așa că mergem la sezonul recent încheiat. A terminat pe 2 sezonul regulat, 4 puncte în spatele CFR-ului, iar apoi a terminat pe 3 play-off-ul la 10 puncte în spatele Craiovei, care a câștigat destul de lejer campionatul. Iată, FCSB parcurs dezastros în play-off cu 5 înfrângeri din cele 10 etape. Iată, locul 3, nu mă miră plecarea lui Șumi. Să vedem ce a făcut. Iată, mai multe meciuri în Europa de data asta. A eliminat Gâjira United, nu am auzit până acum de ei, dar a eliminat Sparta Praga. L-a apreciat Ionuț Vână, a marcat singurul gol în ambele manșe. Și iată, a ajuns în sfârșit în grupele unei competiții europene, fraților, după ce și-a luat revanșa față de St. Gallen, echipă care a eliminat FCSB în primul sezon al lui Șumi la cârmă. A intrat în... Da, din postura campioanei, a încercat să intre în Champions League. Nu a reușit pentru că a fost eliminată de Olympiacos. Și apoi, bineînțeles, din play-off-ul Champions League a intrat în grupele Europa League. O grupă grea totuși, cu Arsenal, Monaco și St. Gallen din nou. Este o chestie cum a fost cea cu CFR Cluj și Celtic Glasgow acum 2 ani, în care se întâlneau practic mereu și în play-off și în grupe și peste tot. E bine, să vedem ce a făcut FCSB-ul
acea grupă G, dacă nu mă înșel. Vai de mine. 6 meciuri, 6 înfrângeri pentru FCSB, un singur gol marcat, 16 primite. Este cel mai slab parcurs al FCSB-ului, clar, și al Stelei din istoria competițiilor europene într-o grupă europeană. E absolut șocant să pierzi toate meciurile, mai ales într-o grupă cu Saint-Gall. Bineînțeles, hai să zicem Arsenal și Monaco, da, dar Saint-Gall, absolut dezastruos. Dar surprinzător că a prins finalul sezonului totuși și Mudica la cârma echipei. Totuși poate a făcut o figură frumoasă în cupă. A jucat finala cupei, dar a pierdut-o. Pierdut în prelungiri, Ito a marcat golul de 3-2 care a dus trofeul la Cluj. În condițiile astea nu știu ce l-a ținut pe Schumi în funcție. Probabil intrarea în grupele Europa League. Da, în Europa s-a descurcat ok până în grupe, apoi a fost pur și simplu umilit, dar pe Gigi îl interesează doar banii care intră în conturi odată cu accederea în grupă. Dar a câștigat din nou Supercupa României. Totuși mi se pare puțin, fraților. A câștigat un campionat, două Supercupe ale României și practic o calificare în grupele Europa League din postura de campioană, pentru că știm foarte bine, dacă nu câștigi campionatul în România, nu poți decât în Conference League să mai mergi. Mi se pare foarte puțin. În 3 sezoane, un campionat și două supercupe, mi se pare foarte, foarte puțin. Mă așteptam la mai mult de la Schumudică în acest experiment. Cred că, în realitate, dacă ar fi fost să semneze și ar fi fost lăsat să ia el deciziile, măcar alea pe teren, nici măcar nu trebuia să facă transferurile, pur și simplu să aleagă primul 11, să facă el schimbările, să aibă mână liberă, cred că lua campionatul în următorul sezon și accedea destul de lejer în grupele Conference League, pentru că Steaua, FCSB, mă rog, este cap de serie, din câte știu. Dar ăsta a fost experimentul practic eșuat, mi s-a părut. V-am zis, nu-mi explic cum a rămas antrenor. Nu știu cum a rămas în funcție după acel prim sezon în care nu a obținut absolut nimic decât Supercupa României, care este un trofeu decorativ, bineînțeles. Asta a fost, fraților. Dacă v-a plăcut videoul, dați un like, comentați, dați share dacă vreți să mai vadă și alți prieteni ai voștri. Acum puteți să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți despre ce ar fi făcut Marius Schumudică în realitate la FCSB. Dacă, bineînțeles, ar fi fost lăsat să lucreze, dacă nu s-ar fi băgat Gigi peste el. Cine știe? Eu totuși nu cred că lasă hățurile din mână la tifundiarul din Pipera și condițiile astea cu patron antrenor nu cred că o să mai câștige FCSB un titlu pe curând, pentru că nu ai cum în așa hal. În fine, mulțumesc mult pentru vizionare și ne vedem data viitoare.